Utilizarea cardurilor rusești MIR pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală și are consecințe penale, a declarat Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, la un post privat de televiziune. De altfel, pe teritoriul țării, aceste mijloace de plată nu sunt funcționale și nu se pot face transferuri financiare prin intermediul lor. Iar informațiile potrivit cărora oamenii au primit deja bani prin acest sistem sunt doar partea unui război informațional, a mai spus Dragu. Guvernatorul BNM a atenționat că tranzacțiile prin intermediul acestor mijloace electronice sunt investigate de serviciile specializate. În martie, la revenirea din Federația Rusă, Evgenia Guțul, bașcanul de la Comrat, a promis găgăuzilor că vor putea primi astfel bani în plus la salarii și pensii de la așa ziși sponsori. Iar procurorul general Ion Munteanu a declarat că aceste carduri nu sunt funcționale în Republica Moldova.